Astăzi a avut loc conferința de final de proiect pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare a 112 km drumuri județene, implementat de Consiliul Județean Mehedinți. Acesta reprezintă cel mai amplu proiect de infrastructură realizat în județul nostru, beneficiarii direcți fiind cetățenii. Operațional regional 2014-2020, Consiliul Județean Mehedinți a implementat acest proiect, cel mai mare din punct de vedere valoric pentru județul Mehedinți, proiect intitulat sugestiv Drum Strategic, având o lungime de 112 km și 565 de metri. A fost un proiect implementat în parteneriat de Consiliul Județean Mehedinți cu 13 unități administrative teritoriale, un oraș și 12 comune mai exact. A fost finalizat cel mai amplu proiect privind reabilitarea și modernizarea drumurilor județene din județul Mehedinți. Acesta a avut o amploare foarte mare, principalii beneficiari fiind cetățenii. Consiliul Județean Mehedinți și partenerii săi au obținut finanțare europeană nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul operațional regional 2014-2020 pentru reabilitarea și modernizarea a peste 112 km drumuri județene în cadrul proiectului cu titlul Reabilitare și modernizare drumuri județene județul Mehedinți. Drumul județean 562A, Gruia, intersecția cu drumul național 56C, Rogova, intersecția drumului național 56A, drumul județean 563, intersecția cu drumul național 56A, Oprișor, intersecția cu drumul județean 561A, drumul județean 561A, Oprișor, intersecția cu drumul județean 563, Bălăcița, intersecția cu drumul județean 606, Vardinița, Băcleș, intersecția cu drumul județean 606A Plopi, drumul județean 606A, intersecția cu drumul județean 561A Plopi Zvorălu, intersecția cu drumul județean 561A, drumul județean 561A, intersecția cu drumul județean 606A Tâmna, intersecția cu DN6, drumul județean 607, intersecția cu DN67A Strehaia, Grozești, Păsărani, limita cu județul Gorj. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a acordat o atenție deosebită tuturor domeniilor, județul nostru reprezentând o carte de vizită prin nenumăratele proiecte implementate. Vorbim de finalizarea celui mai amplu proiect privind reabilitarea și modernizarea drumurilor județene în județul Mehedinți, în condițiile în care am avut o valoare de 214 milioane de lei și o lungime de 112 km și 565 de metri. Niciodată Consiliul Județean Mehedinți nu a implementat un asemenea proiect și cred că va rămâne cel mai mare raportat și la ce finanțări vom primi pe viitorul program regional. A avut o amploare foarte mare pentru județul nostru, pentru că în mod direct au beneficiat 13 unități administrative teritoriale de modernizarea acestui drum, 10.000 de locuitori, care, pe lângă faptul că au asfalt nou și le asigură o mobilitate mai bună și lor ca persoane, dar și circulației mărfurilor în interiorul județului, dar mai ales către turnul Severin. Avem accese la proprietăți, avem rigole betonate, avem, așa cum spuneam, un asfalt de bună calitate care face cinste județului nostru. Beneficiarii investiției sunt în principal locuitorii comunelor Bălăcița, Băcleș, Dumbrava și Tâmna, traversate de tronsoanele reabilitate și modernizate ale drumurilor județene DJ561A și DJ606A. Investițiile în modernizarea și reabilitarea acestei infrastructuri de transport cresc gradul de mobilitate a persoanelor și bunurilor și de asemenea asigură accesul mai facil și mai rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale și educative pentru populația aflată în zonele rurale de pe traseul drumurilor județene. Vă mulțumim pentru această mare investiție. Așa cum spunea și dumneavoastră, intervențiile pe bucăți, dacă vor asfaltii nu erau de mare viitor, locuitorii comunei Jiana, în special al satului Ciolobolen, sunt foarte mulțumiți pentru că odată cu acest drum s-au făcut și trotuare și acel sens giratoriu unde aveam foarte multe probleme cu accidente de circulație. Vă mulțumesc! Am făcut cel mai bun drum de calitate de data asta.
Pe unde am umblat, n-am văzut un drum așa de bine reușit. Mulțumesc tuturor care au participat la afacerea proiectului și tuturor colaboratorilor. Mehedinciul este o carte de vizită pentru toți locuitorii și asta pentru că s-au făcut și se fac în continuare investiții în toate domeniile. Datorită implicării și profesionalismului președintelui Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, mehedințenii din toate colțurile județului pot circula pe șosele moderne în siguranță. Zone în care oamenii nici nu visau vreodată că vor avea asfalt beneficiază în prezent de străzi și alei la standarde europene.